Salut și Big Bang, iau un episod din Brawl Stars. Iată din nou joculețul ăsta și astăzi am ceva cu adevărat special pentru voi, pentru că uitați-vă, oameni buni, ce avem pe shop. În curând se va deschide noul skin, în 4 minuțele mai exact. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă reușim să strângem în primele minute acum peste 3000 de like-uri, vă promit că nu numai voi cumpăra acest skin imediat cum se lansează, adică în următoarele 4 minute, dar când se schimbă shop-ul, voi cumpăra tot shop-ul cel nou. Nu știu exact ce va fi, dar vă promit eu că așa voi face, da? Bun, hai să vedem. Înainte de chestia asta, bineînțeles, vom mai deschide niște chesturi. Momentan, mie, tehnic vorbind, nu ar avea ce să-mi pice, dar vreau să fac 100.000 de coins-uri. Nu știu de ce vreau să fac 100.000 de coins-uri, dar așa m-am gândit eu. Oare reușim să facem chestia asta în episodul de astăzi? Habar n-am. Uite, mă, că mai are ce să-mi pice. Mai pică bonuses remaining și chestii de genul ăsta. Mai pică și niște gemuri. Dar, da, aș vrea să fac 100.000 de coins-uri. Adică arată interesant. Și când o să vină următorul brawler, știți bine ce facem, nu? Facem mare upgrade. Facem mare, mare upgrade. Dar sunt curios cât o să coste skin-ul ăsta. A, da, și în episodul de astăzi vreau să ne jucăm cu cele mai rare skin-uri din joc. Și o să vă arăt eu la ce skin-uri mă refer. În primul rând, acest skin. Asta cred că e unul dintre cele mai rare skin-uri din joc. Și asta din cauza că eu m-am jucat Brawl Stars pe vremuri, încă de la bun început, încă de când s-a lansat. Și am reușit să pun mâna pe acest skin. Nu știu dacă acum mai este disponibil, nu știu dacă mai apare în shop, că mie nu mai apare corect. Dacă l-am luat, nu mai are cum să mai apară. După aia, pe Brock mai am unul dintre aceste skin-uri. Uite ăsta, la fel un skin destul de rar. Tot așa, nu știu dacă mai apare în shop astea. S-ar putea să mai apară pentru unii dintre voi. Să-mi scriți în comentarii dacă vă mai apar. Dar oricum, tehnic vorbind, ele sunt foarte, foarte rare. După aia mai avem încă un skin pe Penny, la fel, Lil Helper Penny, tot așa un skin de Crăciun. Probabil asta o să le bage de Crăciun, dacă nu mă înșel. Adică, nu, asta ar fi logica mea, că n-ar avea nicio logică să le bage acum. Însă, da, sunt unele dintre cele mai rare skin-uri din joc și nu numai astea, o să vă mai arăt. Dar, momentan, hai să mergem pe shop și să vedem. Mai avem 2 minuțele până când putem să ne luăm noul skin cu Sandy. Așa că până atunci, hai să deschidem niște megaboxuri să vedem. Bă, deci tehnic vorbind, el îmi dă 570, cam atâtea de multe coins-uri îmi dă per fiecare box. Deci ar trebui să mai deschid foarte multe boxuri dacă ar fi să o luăm așa, dar eu nu știu cât costă skin-ul ăla pentru Sandy. Fiți atenți, eu de acum am să zic că acel skin pentru Sandy va costa 80 de gemuri. Eu așa cred. Acum, nu știu, scrie și voi în comentarii rapid câte gemuri credeți că o să coste. Dar eu cred că 80 de gemuri va fi, pentru că nu are, mă, frate, cum să fie mai mult de atât. Bă, facem 100.000? Hai că facem! Facem 100.000 de coins-uri, ești nebun? Ia să vedem. Oh my god! Sunt aproape sigur că o să atingem foarte, foarte curând și 100.000 de coins. 99 de... Ok, o să-l atingem, Bun. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Momentul cel mare este aici. 100.000 de coins-uri. Nu o să-mi dea nimic Supercell că am făcut 100.000 de coins-uri, dar... Dar da, 646 de coins, 7 tickets și token doublere la greu și 13 gemuri. E bine cât mi-a dat 13 gemuri. 100.000, uitați-vă, nici măcar nu mai intră în ăsta, Doamne ferește. Ok, 1611 tichete. 43 de secunde mai avem până când se deschide ăsta. Și mă gândeam, ia fii atent că mai avem și ăsta de aici. Collect, n-am pe cine să-l pun acum, așa că o să mă deschide și boxul ăsta. Sac. Mai avem foarte puțin și ajungem la 7000 de trofee. Și la 7000 de trofee mă gândesc să fac un episod când deschid boxul ăla. Deși, nu știu, tehnic vorbind, nu cred că mai are ce să-mi pice din box, dar, na. Bun, hai să vedem. Mergem pe shop rapid. 19 secunde, 18, 17, 16, 15... 14, haide! Mare hype acolo pentru noul skin. Să vedem și noi cum e și pentru noul shop, pentru că mai am 274 de gemuri și dacă shop-ul are multe chestii, o să fiu nevoit să mai bag niște bănuți, dar... Bă, unde mi-e skin-ul? Mi-a dat scam. A, nu mi-a dat scam. Oh, ce m-am speriat. Bă, 30 de gemuri! Eu am zis că e... Lol, frate, eu am crezut că este 80 de gemuri. Dar nu, este doar 30, pe e super ieftin și uitați-vă, mamă, iată-l, opa, frumos, v-am promis că luăm tot, așa că token doubler-ul și cu megabox-ul, iată-l, le-am achiziționat și acum, bineînțeles că nu pot să mi le iau pe astea, dar eu am aceste skin-uri
în alte variante, adică nu în variantele colorate așa, dar în alte variante colorate, așa că eu zic că e ok, nu cred că este nevoie să le luăm pe alea neapărat. Și avem și luăm în Star, o să ne jucăm și noile moduri de joc, o să facem multe chestii în episodul de azi. Dar mai întâi vreau să văd skin-ul cel nou pe domnul Sandy, hai să-l vedem. Are papucei cu Spike, frate, deci cât de Caterinca, uitați-vă la diferențele dintre cele două skin-uri. Mi se pare super șmecher. Bănuiesc că nu are ceva efecte în plus, habar n-am. Asta o să vedem acum în acest match. Bă, arată destul de interesant. Sincer să fiu, îmi place mai mult skinul ăsta decât skinul lui default, ăla care e un fel de mov așa, pentru că ăla seamănă prea mult cu G. Și întotdeauna l-am confundat așa uneori la prima vedere pe hartă. Și de asta eu cred că ăsta ar fi trebuit să fie skinul default, sincer să fiu, dar na, acum ei decid cum stă treaba. Nu zic că ăla nu e bun, doar că e prea asemănător, știi? Bun, ne facem și noi invizibili așa fain frumos, să nu știe lumea pe unde suntem. Și mă duc lângă ăsta, țac, m-a văzut din boschete, mă, frate. M-a văzut din boschete. Ok. Are ultimata, trebuie să avem grijă la chestia asta. Bă, îmi place skin-ul, până acum n-am ce să zic, n-am ce să comentez, este chiar ca lumea. Nu prea avem cum să ne apropiem de tipul ăsta, așa că o să lăsăm până pe la final. Nici măcar nu-mi bat capul cu el, pentru că vreau să mai farmez între timp. Și mergem așa fain frumos, salut, nici măcar n-a apucat să-și ia power-ul. Atât de rapid am fost. Luăm power-ul ăsta de aici, frumos. Trebuie să iei toate oportunitățile pe care le ai, știi? Adică, na, dacă vezi un power care undeva s-a dus în zonă, are importanță, te duci după el dacă e accesibil. Sac, e cineva aici? Nu pare să fie. Bă, dar unde sunt ăștia? Mai este unul singur. Am rămas doar eu cu ăla, pe bune? Ok, asta e surprinzător. Asta e surprinzător. E nașpa că are range foarte mare, gen poate să dea pe după clădiri, dar na. Am să stau aici și încerc să nu-mi iau damage de la el, atâta tot. Salut. Nici măcar n-am mai avut timp să-și dea ultimata, pentru că o avea. Dar, da. Bă, îmi place, n-am ce să zic. Chiar e șmecher skin-ul. E tare, luați-l și voi, e doar 30 de gemuri. Adică pentru 30 de gemuri mi se pare că merită acest skin. Asta este părerea mea cel puțin. Dar, da, v-am promis că în episodul de astăzi să ne jucăm și cu cele mai rare skin-uri din joc. Așa că, ia să vedem noi. O să ne jucăm cu Nita și vreau să-l iau pe... ăsta, exact ăsta era. Bun, hai să ne pe Solo Showdown, skin-uri să le mai updateze. Adică, uite, de exemplu, skin-ul ăsta de Crăciun, sincer, chiar ar fi nevoie să fie updatat. Nu știu, să tragi cu bulgar de zăpada, abar n-am, pentru că e un skin tematic de iarnă și s-ar potrivi, zic eu. Acum nu știu. Asta e părerea mea. Bun, mai era unul pe aici pe sus, parcă l-am văzut că a tras. Da, 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 e un Jean. Este un domn Jean. Domnule Jean, ce faceți? Asta mă vede? Hai că m-a văzut până la urmă. Ia lua ceva. Ia lua ceva, dar mergem rapid să încercăm să farmăm. Hai de capul meu, o top asta aici. Sac, luăm, nu ne interesează de alții. Nu știu unde e și e cam cu probleme dacă... N-ai ieșit din boschete, nu? N-ai ieșit. Sac, sac. Ia ursul, hai. Ia ursul, hopa, vine ursul după tine, țac. Ama, eu am impresia că am star power-ul care dă cu viteză foarte mare ursul. Ceea ce nu o să vrei să te prindă ursul acest. Da, 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 uitați-vă ce DPS are, e nebun. E nebun ursul ăsta, hopa. Ouleu, ouleu. Sac. Frumos. Am grijă. Ia mă, vină cu acea, te ține. Te ține, domnule. Cred că îl cam ține dacă e. Bam. Ursule, salvează-mă. Asta e. Asta e șmecheria. Bun, și acum mergem către domnul Jean. Domnule Jean, aveți grijă, că mușcă, nu e prietenos. Nu e prietenos deloc, să știți. Chiar deloc. Și acum trebuie să ne ținem cu băiatul ăsta care e undeva aici. Unde ești, mă? What? Cred că m-a văzut de la distanță și a zis eu nu mă pun cu ăla. Eu nu mă pun cu ăla, cred că așa a zis. Habar n-am, dar această impresie mi-a lăsat. Ok, bun, hai să ne jucăm cu următorul skin rar. Și anume, ne vom juca cu acest skin rar al lui Brock. V-am zis, nu știu, unele dintre ele s-ar putea să mai fi revenit pe shop. Uite, de exemplu, tot așa era un skin rar ăsta.
și a revenit pe șobrăcent. Deci eu nu pot să le văd, să văd dacă au revenit sau dacă n-au revenit, dar au fost unele dintre cele mai rare de până acum. Facem noi o trebușoară aici. Mi-am luat Star Power-ul care îți dă 4 rachete în loc de 3 și mi se pare mult mai folositor decât ăla care îți dă damage overtime pe jos. Ăla chiar era așa meh. Dar ăsta e chiar super. Ai range, vezi că am și eu range, să știi. Pentru că efectiv poți să urmărești pe cineva și să-l omori doar din rachete, ceea ce nu prea puteai înainte, să zic. Salut! Mamă, ce frumos! A zis cum a fost ca o piniata de-aia. Bum! Unde vii așa cu tupeu? Unde vii așa cu tupeul ăsta? Mamă, ce țintă am, ești nebun? Ce țintă am! Bă, sper că vă place episodul, nu uitați să apăsați butonașul de like, hai să vedem dacă reușim și noi să strângem peste 10.000 de like-uri la episodul ăsta, dacă este să vă placă, bineînțeles, apreciez mult de tot suportul vostru și mă bucur când vă văd acolo în comentarii, când lăsați comentarii, îmi dați sfaturi, tot fel de chestii genul ăsta, până la urmă, asta te ajută foarte mult ca YouTuber să vezi comunitatea ta că este alături de tine. Spune-mă, să stai acolo, am să-i fac chestia asta, stai acolo, prietene, că stai bine, hai, ok, ce-i să faci? Ce-i să faci în privința aceasta? Dar nu o să facă nimic, vă zic eu. Cam despre asta e vorba cu domnul Brock. Mi-a plăcut. Bun, ne vom juca și la alte moduri de joc, dar înainte să facem chestia aceasta, ne vom mai juca, bineînțeles, și cu Sandy în episodul de astăzi. Dar hai să ne jucăm cu Penny, cu skinul acesta de Crăciun, să facă jocul ăsta să fie atât de fun cu fiecare caracter în parte. Adică de fiecare dată când mă joc un caracter, zic, băi, e distractiv, dar hai să-l mai schimb, știi? Îl schimbi și vezi, bă, parcă și ăsta e super distractiv de jucat. Și cred că de aici vine o mare parte din succesul jocului, faptul că au reușit să facă caracterele să fie super distractive. Nu contează cu ce caracter te joci, vei găsi ceva fun în a-l juca. Opa, opa, ia uite-mă ce nebunie aici. Ia uite-mă ce nebunie. Bine, trebuie să ai grijă, pentru că în centru pe harta asta e foarte, foarte multă activitate. Și nu prea vrei să fii în zona de activitate majoră. Însă, hopa, stai așa cu minte, prietene. E cineva aici, exact în boschetul ăsta. Ați văzut? Ați văzut cum stăm așa cala asta? Era să mă facă, că de la apropiere dă cu 3 deodată. Dar, na, nu-i problema. Oh, mi-ai distrus cadoul. Și cadoul te-a distrus pe tine. Vedeți că m-am uitat acolo la killfeed-ul ăla și am văzut că m-a omorât cadoul meu. Mi s-a părut destul de interesantă chestia asta, pentru că efectiv eu nu sunt acolo, dar tot fac kill-ul. Adică, n-ai mă ce să mai faci. Bun, avem 11 power. Hai să vedem unde e ultimul băiețaj. Nu știu cu cine am rămas, dacă e unul foarte farmat. A, nu e farmat deloc, are 1. Deci nu fac absolut nici măcar o grijă. A, te-am văzut, prietene. Și ce ai să faci? Te învârți, că altceva nu mai ai ce să faci. Altceva nu mai ai ce să faci. Când e vorba de ceva de genul ăsta, nu știu, mă gândesc cum a reușit persoana respectivă să nu facă nici măcar, nu știu, 2, 3 power măcar. Probabil, nu știu, ori a stat AFK, ori chiar a avut ghinionul să-i fure toată lumea power-ul, pentru că altfel nu-mi dau seama acum. Dar, bun, în afară de caracterul ăsta, hai să ne jucăm cu Sandy din nou, pentru că este noul skin și probabil vreți cu toții să-l mai vedeți. Și ne vom juca pe un Lone Star, este noul mod de joc unde trebuie să faci cât mai multe steluri de joc care erau deja existente. Și încerc să-l prind pe ăsta, așa, salut. Bun, you are in the lead. Deci trebuie să faci cât mai multe steluțe. Pentru cei care n-ați mai jucat până acum modul ăsta de joc. Dar e deja de vreo săptămână și ceva. Bun, aici o să stăm așa, fain frumos. Ia de aici, nu pugi de mine. Bun, asta mă poate face de la apropiere. De asta voi sta după acest boschete. Și voi face chestia asta, hai. Hai că să mori oricum. Mori? Yes. L-am omorât cu damage overtime. Se pare destul de amuzant. Eu trebuie și pe ăsta. Opa, salut prietene, și avem steluțe de șerif. Încerc să fug acum, pentru că nu mai avem foarte multă HP la dispoziție. Bine, cu 11 steluțe niciun caz n-am să câștig meciul, așa că trebuie să facem mult mai multe decât atât. Bun. Ia să vedem, mai e cineva pe aici, mai este ăsta. Sau să fugă. Eram sigur, dar de fapt vine pe mine chiar. V-am zis, de la apropiere mă face praf. Cu ăla chiar n-am ce să zic, n-am cum să mă pun. Doar dacă stau la distanță pot să-i fac ceva cu adevărat. Însă, na. Bun, hai să vedem. Am nevoie să fac rost de steluțe urgent. Urgent, pentru că uitați-vă și voi. Bă, frate, unde m-a spawnat? Mamă, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fie asta chiar aici. Vedeți, deja mi-a luat lead-ul. Și mai avem doar 36 de secunde în momentul de față. Repede trebuie să mergem să facem rost de
ceva kill-uri. Și mergem pe ăsta direct. Sac. Mamă, și-a dat ultimata, l-am omorât și eu, dar m-a omorât și el pe mine. Avem 15 steluțe. N-are importanță, trebuie să mergem rapid. De urgență. De urgență trebuie să mă întâlnesc cu ceva playeri. Nu cu ăsta. Nu cu ăsta, Mariuse. Mamă, you are in the lead. Bun, bun, bun. Frumos, frumos. Să mergem pe ăsta. Are ultimata și își dă heal. Asta e. Hai că și eu dau cu de-astea. Totuși am câștigat meciul. Da, pe tipul ăla chemam Marius. Și mi se pare interesant când mai găsești românii în joc. Pentru că eu tare cred că sunt foarte, foarte mulți români care se joacă Brawl Stars. Și e interesant, e interesant. Bun, hai să vedem. Fii dacă ne-am jucat cu un Carl pe un solo showdown, pentru că nu m-am mai jucat de foarte, foarte multă vreme cu acest caracter. Vorbind, dacă te duci lângă un perete și dai cu Carl, este extrem de rapid să farmezi cu el. Dar nu prea avem pereți pe aici, prin zonă. Și e destul de... uite, hai, ceva de genul ăsta, vezi? Da, hai că merge trebușoara. Merge trebușoara, nu este rău. Nu este rău deloc. Sac, frumos. Bă, încă este destul de ok. Acum să vedem cum se comportă cu alte caractere. Dar la o primă vedere e destul de decent. Am văzut acolo două chesturi deja și m-aș duce pe ele. Sac. Ouleu, ouleu, mamă, cât damage de băiatul ăsta. Hai, vin coace. Hai, vino. Haide, 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 hai să ne întâlnim. Hai să ne întâlnim să îți arăt ceva. Hai să-ți arăt ceva. Uite și asta vine acum, mă, frate, toți. E nebunie cu ăștia. S-a vrea neapărat să-mi fure chesturile. Deci vrea cu orice ocazie să-mi fure chesturile. Prietene, te voi face praf. Praf și pulbere. Bun. A ținut puțin și norocul cu mine acolo, dar nu-i problemă că până la urmă ne descurcăm noi. Mamă, cât damage dă. Ok, ok. Hai că am înțeles. Hai că am înțeles. Bam, și eu dau damage, să știi. Hai că am dat. Bă, mi se blochează. Bă, deci urăsc, mă, frate. Vi s-a întâmplat și vouă să vi se blocheze caracterul efectiv și să nu vă mai puteți mișca? Asta mi s-a întâmplat mie aici. Deci nu pot să... Efectiv se blochează caracterul și am văzut chestia asta că se întâmplă și pe emulator. Eu mă juc de pe tabletă. Eu mereu când am filmat Brawl Stars am jucat de pe tabletă. Dar se întâmplă până și pe emulator. Se întâmplă, deci e ceva bug de joc. E 100% ceva bug de joc. Bun, hai să vedem cu ce alte caractere să ne mai jucăm noi astăzi. M-aș juca cu Tick, pentru că cu Tick nu ne-am mai jucat tot așa de foarte multă vreme. Și hai să încercăm un gem grab de data aceasta. Efectiv, nu poți fizic să iei gemurile. Bum, frumos. Dăm și asta, uite așa, fain. Nu. Ah, m-a și omorât. Duceți-vă, băieți, pe gemurile alea. Bă, frate, deci nu s-a dus nimeni pe gemuri, nu vine să cred. Hai că poate reușim. Trebuie să-mi dau seama unde stau ăștia. Că le spamez, uite așa, țac. Mi se pare foarte bun caracterul ăsta pe gem grab, pentru că le spamez toate gemurile astea și n-au șanse să facă mare lucru. Oh my god, l-am omorât pe ăla din prima! Nu te cred. Deci e nebunie. E nebunie. M-a prins! Nu! Nu vine să cred. M-a tras la el prin perete. Nu mă așteptam la chestia asta. Dar oricum au făcut ăștia rost de gemuri înapoi. Bun, ia să vedem. Vine cineva spre noi. Hai că... Are curaj tipul ăla. Are curajul, dar... Nu o să facă mare lucru. Așa, dau și ultimata. Hai, a murit, dar zice ultimata după ei și face praf, ia fiedem. Soac! L-a omorât pe ăla. Hai că e bună treaba. Ne descurcăm. Să nu ne tragă la prin perete, atâta tot. Asta e problema, că nu prea îți dai seama de unde trage. Când dintr-o dată te trezești că... Bun. Așa, frumos. Tu ai murit. Ăla e undeva pe aici, prin zonă. Sunt sigur de chestia asta. Uite, chiar vine, mamă, vine pe atac omul. Vine pe atac, fii atent că trage pe cineva, pe mine. Ba nu, a tras chestia aia alu ăla de damage. Acum trebuie să avem grijă și am avut grijă și a fost ok. Bun, mi-a plăcut meciul ăsta, a fost un pic nebunie, dar uite că am luat star player-ul. Deci aparent am jucat destul de bine și vedeți că am rank 5 pe Tick, deci nu m-am jucat aproape deloc cu caracterul ăsta. Bun, ce alte moduri de joc mai avem? Brawl Ball, ha mă frate, să-i dăm și un Brawl Ball așa cum facem noi ca pe vremuri cu Bibi. Ne jucăm așa un Brawl Ball cu foarte mult să mă joc cu acest caracter pe modul ăsta de joc, pentru că poți să faci chestii de genul ăsta. Bă, pleacă de aici, n-auzi, ia, că îți dau de nu te vezi. Bun, sper să am fotbaliști bune aici în echipă. Bun, mamă ce le-am rupt echipa în două. Frumos, frumos acest gol. Frumos, nu e rău.
Bun, acum așteptăm, hai să vedem cine o să o ia. Nici nu se duc ăștia, pentru că știu că le dau un mare, mare shoot. Boom! Boom! Mamă, frate, deci dau atât de mult damage. Dau atât de mult damage. Distruge tureta, distruge tureta. Bine, mă retrag pentru că nu mai am HP. Yes! Bă, deci am uneori niște meciuri de Brawl Ball care se termină atât de repede încât nici mie nu-mi vine să cred. Zic, bă, ce? Ce? Dar, da, oameni buni, cam ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars, nu uitați să apăsați butonașul de like. Aparent am făcut aici 6750 de trofee. Vreți să facem 7000 de trofee să ne dea mega box-ul ăsta? Nu că ar avea ce să ne pice, sincer să fiu, dar... Da... și cam așa arată situația contului. Așteptăm să mai bage și star power-uri noi. Cred că pe Sandy lipsește unul, pentru că vedeți că are un loc liber față de celelalte caractere, deci urmează să-l bage. Dar da, nu uitați să dați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!